Spune-ne povestea ta. Cum ai, ne-am întâlnit la modulul 1? Ne-am întâlnit la modulul 1, am venit să filmez ce făceați voi acolo. Mi-a plăcut maxim ce făceați voi acolo. S-au stabilit foarte multe legături așa natural. Și pe măsură ce mi-ai dat o carte, aia cu cercetașii, nu mai știu cum se cheamă, doar că am reținut-o, am citit-o pe nărăsuflat, eu care nu prea mai citesc cărți, că mobile și alte, și efectiv, după aia m-ai invitat la o acțiune, am venit fără să filmez, după care, iată-mă, sunt iar aici. Și m-ați invitat să fac parte, să intru și eu în rolul celor filmați de mine. Și de multe ori pe parcursul evenimentului chiar îmi venea să las camera și am și făcut-o de multe ori. Am lăsat camera și am intrat și eu în horă și am jucat cu voi, pentru că e o chestie una e să filmezi și alta e să treci sticla din partea cealaltă. De obicei sticla se trece din cel care e filmat, ajunge la public. Eu am trecut invers, de la a filma la a fi filmat, ceea ce pentru un operator e destul de greu. Sabin, experiența ta nu este una punctuală, n-a fost o invitație pentru acest eveniment. Ai făcut pasul ăsta să fii în echipa de lider a cercetașilor tradiționali la evenimentele și la activitățile pe care le vom desfășura în continuare. Da? Asta cred că trebuie să fie foarte clar și ai înțeles-o, cred că, din prima. Da? Da. Și îmi place chestia asta cu gata oricând, pentru educație prin aventură. Gata oricând. Gata oricând.